Poezia pe care trebuie să o spun este inspirată din Daniel, capitolul 5. Era noapte. Babilonul sta în fericire. Nepăsându-i că sub ziduri a vrăjmașului oștire, în îndelungat asediu aștepta o zi de jar. Iar, în culmea veseliei, împăratul Belșațar porunci să fie adusă din bogatul său tezaur ca un semn al biruinței, vasele de argint și aur. Vasele de mult aduse din Ierusalim ca pradă. Și luând-o cupă în mână, în mânia lui năroadă, Belșațar bău în cinstea zeilor de lemn și fier, mai puternic în războaie decât zeul cel din cer. Însă, când lăsă pe masă împăratul cupa goală, văzu, vai, un vârf de mână lunecând pe tencuială și scriind pe zidul rece sub luminile de sfeșnic un mesaj ciudat din partea Dumnezeului cel veșnic. Belșațar, luându-l frica și lăsând deoparte zeii, el strigă, țipă să vină ghicitorii și haldeii. Învățații se uitară cu ochi mari, cu chip livid, dar n-au înțeles niciunul scrisul tainic de pe zid. Belșațar, simțind că moartea se strecoară către el, la îndemn împărătesei, îl chemă pe Daniel. Daniele, spune-mi taina și-ți dau slavă și lumină. Ține-ți darurile toate, împărate pentru tine. Însă, iată deslegarea, scrisul solului divin se citește astfel. Mene, mene, tekel upharsin. Și înțelesul este acesta. Mene înseamnă numărat. Scris de două ori înseamnă un cuvânt de neschimbat. Tekel, cântărit înseamnă, căci înaltul creator cântăritul de-a cântaler și găsitul de-a ușor. Upharsin apoi înseamnă împărțit, ca într-o clipită marea ta împărăție, altora va fi împărțită. Și înainte ca lumina să gonească al nopții abis, după prorocia scrisă, Belșațar muri ucis. Ne-nfioară întâmplarea, cu tot adevărul ei. Dar se pune întrebarea, noi suntem oare mai grei? O, tu, prietene, tu, frate, ai tu sufletul senin? Nu-ți va scrie și ție o mână, mene, mene, tekel upharsin? Cupa care ții în mână și cuvântul cel rostești, nu sunt oare un blan, o hulă pentru slăvile cerești? Bucuria și dezmățul, fericirea în care stai, sunt o slavă pentru Domnul. Te vor duce sus în rai? Facă Domnul ca oricărui dintre noi zi fie scris un mesaj, dar nu pe ziduri de ospăți, ci în paradis. Degetele acelea sfinte cu cerneală de rubină să ne scrie sus în ceruri și pe mine și pe tine. Dar nu numărat să scrie, cântărit și împărțit, ci salvat, iertat prin jertfă, curățit și mântuit. Amin. Amin.